în coar în care corupția a ajuns la președinte, a fost nevoit să demisioneze, cu o zi înainte de un vot pentru demitere. Presubliniereedintele peruan, Pablo Kuczynski, a demisionat miercuri, cu o zi înainte de un vot în Parlamentul de la Lima pentru demitere, informează PA. Televiziunea Canal ne-a citat un analist politic potrivit căruia vicepresubliniereedintele Martin Vizcarra se întoarce din Canada pentru a prelua presubliniereedinția Republicii Peru. Într-un discurs televizat, Kuczynski a afirmat că renunț la funcția de subliniereef al statului din motive legate de guvernabilitate. El era contestat inclusiv de 14 parlamentari din propriul său partid pentru lecturile sale cu concernul brazilian de construcții Odebrecht, implicat în acte de corupție, scrie Agerpres.ro. Presubliniereedintele demisionar, în vârstă de 79 de ani, în sublinierei păstrase funcția în urma unui prim vot al Parlamentului privind suspendarea sa, în decembrie anul trecut. De data aceasta, Forța Populară, principalul partid de opoziție, a publicat o înregistrare video în care Kuczynski îi promitea unui parlamentar proiecte de infrastructură în circumscripția sa, în schimbul unui vot împotriva demiterii.